Practica băncilor a devenit generală și vizează nu doar credite neperformante, ci și pe cele performante de valori foarte mari. Firme specializate preiau pachete cu zeci de mii de credite valorând sute de milioane de euro cu sume infime, cumpărătorii fiind entități fiscale din Luxemburg, Anglia sau Olanda. Principala rațiune a procesului este că băncile vor ca bilanțurile lor să arate perfect. Mai exact, să nu fie obligată să blocheze bani pentru a îndeplini cerințele băncii centrale. Al doilea motiv pentru transferul creditelor în afara țării e legat de optimizarea fiscală. Impozitele se plătesc în regimuri fiscale favorabile și, teoretic, România este văduvită de plata acestora, totuși fiind vorba de un impozit pe pierdere în majoritatea cazurilor. Să luăm câteva exemple. Cel mai recent scandal este legat de OTP Bank, care în 2006 și 2009 a vândut peste 13.000 de credite în franci elvețieni către entități din Ungaria și Olanda, în tranzacții succesive, fără a anunța vreun client. Piraeus Bank a vândut la rândul său două portofolii de credite de peste 350 de milioane de euro către diverse fonduri specializate din Polonia, iar perla coroanei este BCR, care între 2014 și 2016 a vândut pachete de aproape 2 miliarde de euro. În cazul OTP a existat un control al unui comisar de la Autoritatea de Protecție a Consumatorilor, ale cărui concluzii sunt șocante, vorbind despre prejudicii de sute de milioane de euro. Văzând că șefii săi nu iau vreo măsură, comisarul Dumitru Manțu a făcut publice datele raportului. Avertizarea sa publică a fost transmisă ANPC, al cărui președinte a anunțat demararea unui control intern, dar și ANAF și organelor de cercetare penală pentru a stabili dacă tranzacțiile presupun și evaziune fiscală. BNR nu a vrut să comenteze cazul, spunând SEC că nu are competențe privind evaluarea legalității acestor operațiuni. OTP a anunțat că va contesta orice măsură de restituire a sumelor percepute ca dobânzi și penalități pe perioada cât creditele au fost înstrăinate, aproximativ 250 de milioane de franci elvețieni. Rămâne banala amendă aplicată de ANPC, 160.000 de lei, redusă însă la 10.000 de lei dacă se achită în 15 zile. Inițiatorul legilor ce protejează creditorii în fața băncilor, senatorul Daniel Zamfir, spune că în asemenea cazuri românii trebuie să apeleze la justiție. Și asta mai ales după ce o instanță din Vâlcea a dat câștig de cauze unor clienți care au dat în judecată Bankpost, care a vândut mii de credite unei entități dubioase din Olanda înainte să fie cumpărată de Banca Transilvania. Respectiva bancă care a primit o astfel de decizie va trebui să se supună deciziei instanței. Oamenii vor solicita categoric înscris aceste lucruri, iar cei de la fosta Bankpost trebuie să se supună deciziei instanței. Sigur vor urma, se pare, și alte cesiuni, OTP, Credit Europe și toți cei care sunt în această situație. Eu cred că va fi un cutremur major în sistemul bancar, mai ales la aceste bănci care, iată, au folosit aceste practici ilegale. Vânzarea creditelor a fost și rămâne o afacere de peste 1 miliard de euro anual, iar băncile spun la unison că operațiunile sunt legale. Rămâne ca fiscul să constate dacă vânzări de miliarde la prețuri de milioane cu discounturi de peste 90% reprezintă sau nu evaziune fiscală. Denotat că și Banca Statului, CEC Bank, a vândut credite unei firme poloneze, obținând 2 cenți la fiecare euro din cei peste 70 de milioane.